Tinei Drip a pierdut sarcina. Bruneta a luat o decizie radicală. Ce i-au spus medicii? După ce, în vara acestui an, Tina Drip s-a unit destinul cu alesul inimii sale, după doi ani de relație, influencerița și-a dorit să devină mamă, însă viața a avut un alt plan pentru ea. Bruneta l-a descoperit pe Dumnezeu înainte de a-l cunoaște pe actualul partener, a renunțat la anumite vicii și a hotărât să-și schimbe viața. Primele declarații ale tinei drip după ce a pierdut sarcina. Bruneta a luat o decizie radicală. Influencerița s-a simțit diferit și a hotărât să-și facă un test. Întâmplarea face ca Tina Drip să piardă sarcina chiar în ziua în care a aflat că este însărcinată. Bruneta mărturisește că și-a făcut nenumărate gânduri în ziua respectivă. La finalul anului trecut am rămas însărcinată și am pierdut sarcina, aceasta nu era avansată. În ziua în care am aflat că sunt însărcinată, am și pierdut această sarcină. Cred că mi-am făcut o mie de gânduri în ziua aceea. Mă simțeam diferit, eram obosită, îmi întârziase și menstruația, și am hotărât să fac test. Am făcut trei. Toate indicau că sunt însărcinată. A doua zi eram pregătită să merg să fac analize, însă am avut sângerări și am mers la spital. Acolo am aflat că am pierdut sarcina, a declarat Tina Drip pentru Spineus Pro. Artista se gândește că acesta a fost planul lui Dumnezeu pentru ea, mai mult, spune că este sigură că acesta a vrut să oferească de o posibilă problemă. Cât despre pierderea sarcinii, medicii au avertizat-o pe brunetă. Acesta a fost planul lui Dumnezeu pentru noi. Mă gândesc că Dumnezeu m-a ferit de o problemă, nu văd alt motiv. Sunt copii care se nasc cu probleme. Medicii mi-au spus că această sarcină s-ar fi oprit oricum din evoluție, nu era ceva compatibil cu viața. Eu nu sunt de acord cu întreruperile de sarcină, l-aș fi păstrat orice ar fi fost, spune Tina Drip. Influencerița nu se lasă pe gupșă, ci din contră. Tina Drip a început pregătirile, de această dată cu ajutorul medicilor, pentru a deveni mamă. Artista speră ca din luna martie, Dumnezeu să o binecuvânteze cu un copil. Acum am început procesul de pregătire pentru o nouă sarcină. Am de făcut vreo 50 de analize. Mi-au dat medicii și suplimente. Sper ca din martie încolo, cu voia lui Dumnezeu și dacă el vrea să rămân însărcinată. Inițial am vrut să încercăm pur și simplu, așa cum era pe vremuri, fără ajutorul medicilor, însă acum lucrurile stau altfel, a mai zis ea.